comisie de astăzi nu s-a discutat programul de apă caldă, s-a discutat ordinea de zi a ședinței de îndată a Consiliului Local. Rugămintea pe care domnii consilieri au avut-o a fost ca acest program de apă caldă să nu se aplice. Noi vom face exact ceea ce dumnealor au cerut, adică să mergem în continuare pe program integral de livrare de apă caldă, care de fapt noi nu impuneam populației un program. Aici, în fața dumneavoastră, este un grafic de consum al apei calde, în condiții în care livrarea de apă caldă se face 24 de ore de 24. Noi nu am făcut altceva decât să ne pliem pe programul pe care oamenii îl au. Acela de a folosi liber și neîngrădit apa caldă. Pentru că dacă vă arat alt document și dumneavoastră îl aveți, că vi l-am dat la... Dar nu există consum între orele respective? Nu. Nu există consum pentru că lumea doarme. Nu există consum pentru că lumea pleacă la servicii. Consumul de apă caldă are două vârfuri, unul dimineață și unul seara. În rest, livrarea de apă caldă este pe pierdere. Bun, și Consiliul Local de ce nu a fost de acord cu programul dumneavoastră? Întrebați-i pe dumnealor, nu vorbim. Păi v-au dat explicații? Nu, n-am cerut explicații. Ceea ce vreau să vă mai arăt aici este o fișă zilnică de producere și, și de consum. De exemplu, pe data de 1 august 2012 am scos, noi avem fișa asta zilnică la întreprindere. Nu puteam să vin cu 360 de... Ele până la urmă sunt toate aproape în oglindă, cu mici variații în funcție de... Dar lăsați-mă să termin. Nu, lăsați-mă să termin un pic. Spuneți că se... Lăsați-mă să termin și după aia mă întrebați. Până... Nu stăm. Dacă nu aveți răbdare, încheiem discuția.